Salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu. Eu astăzi, adică eu ieri am făcut o fază lui Silviu și la o fată și lui Răzvan și Cristie și o să văd această farsă chiar astăzi. Deja am scris pe grup, pe grupul nostru de pe Viber, dar nu o să vă arăt unele mesaje sau care ni le-au trimis, dar o să vă arăt ce farsă am făcut. O, da, și Sofia nu i-a făcut farsă pentru că ea deja știa că aceasta este o farsă și oricum, deci, adesea, vedeți ce farsă este. Deci, în primul rând, am scris aici ce faci și ea mi-a răspuns nimic, deci este un mesaj vocal și Silviu ne-a scris, salut, ce faceți? Și eu am început farsa în face cu colegsa. Deci așa am început farsa și ea mi-a scris aceasta. Am glumit, nu da serios, bine, nu o să vă le citesc pe toate. Așa, vă arăt un pic cu așa. El astăzi, el a filmat ieri și sper că ați urmărit video-ul. Dacă l-ați urmărit, o să aveți canalul meu în descriere. Deja am scris aceasta. O, da, și dacă vă întrebați, aici vă arăt farsa cum a fost, nu mesajul care ne le trimitem. Asta chiar a fost ieri o farsă și n-am putut o filmez. Deci așa, aici am scris eu cu albastru și o să haideți să vedem mai departe. Deci, așa, am vrut să vă spun că, farsa este aceasta în care eu îi spun lui Silviu și la fata aceasta care nu știu numărul, că ea face yuhu cu ea. Și ea s-a supărat deja. Ok, cui pasă că a făcut un video? Așa, încarci telefonul. Așa, aici nu vedeți nimic. Aici am făcut farsa lui Cristin care am scris aha și what? Că vedeți multe. Vă arăt un pic mai tare. Vedeți că aici am scris what? Și el nu cred că s-a prins. Și what? Și aici el a scris, vă arăt un pic mai repede că îmi doare degetul. Așa, keep off. Ne-a trimis multe mesaje, stickere. Așa că mă avem multe mesaje despre mâncare. Și aici am trimis. Și așa. Până aici a fost farsă. Și aici am, scris, tu chiar ești. Adică m-am avut. Că o prostie, dar și aici, dacă ați observat aici, cineva a dat dislike lui Silviu și acea persoană care a dat dislike am fost eu. Aceasta va fi farsa pentru Silviu, deci voi face două farse. Acea farsă, prima farsă a fost cu Ihu și acea a doua a fost cu dislike-ul. Și e toată, ea mincinește aici și ok. Și aici a scris prostii. Deci, mulțumesc că ați vizionat acest video și dacă mai vreți să facem farsa lui Silviu și la toți prietenii mei, scriți un comentariu, dați un like și scriți un comentariu. Și eu, da, cred că următorul challenge va fi am pe Roblox, adopt me. Deci, dacă vreți să vedeți acest challenge, dați un like. Și ne revedem data viitoare și vă spun pa! Pa!